Timpul este scurt și urmează să pornim spre clasele noastre, dar aș vrea să pornim cu câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu, cuvinte care să ne rămână spre cercetare sufletească și îndreptarea vieții, pentru că Dumnezeu a vorbit degeaba, mesajul său trebuie coborât în mintea și inima noastră și apoi, ca și copiii lui Dumnezeu, în aminte, putem să fim plăcuți înaintea voiei sale. Haideți să ne apropiem de o parte de Scriptură care este în Eclesiastul, capitolul 4, începând cu versetul 7, pagina Bibliei 671. Și o să citesc până la sfârșitul capitolului, e doar scurt câteva versete, deci de la versetul 7 la versetul 16. Citim din Cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur, singură, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu îi se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu ca să-mi lipsesc sufletul de plăcere. Și aceasta este o deșertăciune și un furat. Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva împotriva unui a doi, pot să-i stea împotriva. Și punea împletită în trei, nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept, decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul, înfundia căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el, nu se vor bucura de el. Căci aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Amin. Amin. Sunt multe lucruri împotriva cărora Dumnezeu vorbește. Ne demască pe căi greșite ale vieții. Și unul dintre aceste lucruri, împotriva căruia, iată-l vehement vorbind prin pasajul acesta, este individualismul. Este un subiect asupra căruia ne vom medita, dar vă îndemn să luați subiectul spre meditație la casele voastre, pentru că pasajul este bucat și eu nu pot decât să puntez câteva lucruri. Cred că Dumnezeu, într-un mod cu totul special, ne-a pregătit partea aceasta de Scriptură pentru noi, o biserică de imigranți, de diaspora. Vedeți, toți care au imigrat au trebuit să-și lase în urmă, în țara de unde au plecat, familia, să-și lase prietenii, să-și lase frații și părinții, să-și lase acel mediu în care și-au făcut cunoștințe și de dragul unor promisiuni de prosperitate, de libertate, promisiuni că aici o să o ducă mai bine putându-și îndeplini visurile, au fost gata să facă marele pas al imigrației. Și majoritatea, trebuie să recunoaște, majoritatea imigranților au trebuit să fie individualiști, pentru că altfel nu aveau cum să plătească marele preț care e cerut de imigrație. E adevărat că cei care au trecut în coace, vor și citi Scriptura prin ochelarii aceștia ai individualismului sau, dacă vreți, ai egoismului. Și de aceea nu să insist, dar vreau să vă îndemn să meditați asupra ce înseamnă să citești Biblia ca unul care te vezi numai pe tine și interesele tale. Dar, dacă te gândești, sunt și eu în categoria acestor oameni pe care Dumnezeu astăzi îi atenționează. Vreau să-ți spun înainte un scurt test. Și în testul acesta nu se fac decât câteva afirmații, dar dacă una dintre ele ți se potrivește, să știi că mesajul acesta este și pentru tine. Nu este pentru alții, este și pentru tine. Iată care sunt afirmațiile acestea. Prima e, sunt liber. Nu sunt legat de nimeni și de nimic. Dacă e adevărat în viața ta, ești un individualist.
A doua, am drepturi. Aceste drepturi nimeni nu este în măsură să mi le ia. Și dacă ți se potrivește, ești un individualist. A treia afirmație este, sunt egal oricui altcuiva. Nimeni și nimic nu este mai mare decât mine. Și dacă ți se potrivește, ești un individualist. Nu mă înclin decât în fața rațiunii, nu accept nimic fără dovezi, este a patra afirmație, și dacă ți se potrivește, ești un individualist. Sunt distant de tot și de toate, sunt doar observatorul lumii, am propria mea perspectivă asupra lucrurilor, și dacă spui asta și crezi asta, da, ești un individualist. Eu controlez lucrurile. Ca urmare, îmi urmăresc fericirea, nimic nu are drept să stea în calea mea. Și dacă așa gândești, sau spui, sau crezi, ești un individualist. Eu sunt cel mai important. Ca urmare, îmi voi îndeplini visele, iar Dumnezeu va fi acolo când voi avea nevoie de El. Așa vezi, solitoritoare? Dumnezeu va fi acolo când o să am nevoie de El. Ești un individualist. Și nu pot să spun decât că împotriva oricăror afirmații de genul acesta, Scriptura este contra. Dumnezeu nu este de acord cu ele. Nu este ceea ce Dumnezeu vrea pentru viața noastră. Ecclesiastul, capitolul pe care l-am citit, nu face altceva decât să ne pună în față trei imagini. Fiecare dintre imaginile acestea trebuie să ne cutremure, pentru că scopul împăratului Solomon de acum bătrân nu este ca să ia niște învățătură poporului. Scopul lui este să convingă poporul. Pentru că poporul acesta, datorită prosperității, au ajuns o lume a lupilor care se spâșie. Oamenii care normal ar fi trebuit să fie în legământ cu Dumnezeu, să trăiască potrivit descoperirii divine, trăiesc după egoismul propriu. Și împăratul, desmeticindu-se la finalul vieții, realizează direcția greșită individualistă în care merg evrei. Și atunci scrie partea aceasta de Scriptură. Și ce vrea nu este să le mai zică ceva la oameni. Nu! El vrea să-i convingă. Și vă pun înainte cele trei din învățături date de pasaj. Și apoi vom merge spre casele noastre. Prima imagine care o avem în fața ochilor este cea omului care își trăiește viața numai și numai pentru el. Iar ce putem pune la viața noastră ca învățătură de la Domnul este, dacă trăiești numai pentru tine, faci un lucru rău. Este clară Scriptura, este deșertăciune și este un lucru rău. Imaginea descrie un om care e lipsit de relațiile cele mai apropiate ce ar fi posibile omenește. Un om care n-are nici fiu, nu are nici frate. El și-a tăiat orice legătură cu ceilalți, pentru că tot ce vrea este să muncească și să prospere. Nu-l preocupă nimic, nici măcar să se oprească la un moment dat, să spună, dar pentru ce lucrez eu? Pentru cine lucrez? Adică, cu ce o să mă bucur eu ca urmare a muncii acesteia? Și ceea ce ne spune Scriptura în pasajul acesta este, uitați-vă la un om care crește numai pentru el, este sclavul eului al muncii, vrea numai pentru el. Ați văzut toți prin școala românească, majoritatea, că unii ați crescut aici. Da. Cei care ați trecut în școala românească, sper că vă aduceți aminte de novela Hagi Dudose a lui Barbu Ștefănescu de la Brancea. În novela respectivă, autorul îl descrie pe Dudose un om care îngroapă mereu cazanele cu galbeni, dar un om care este caracterizat de o stărcenie parcă fără precedent în omenire. Ca să nu cheltuiască din galbenii adunați, se duce din prăvălie în prăvălie și gustă din diferitele lucruri care sunt expuse sub pretextul că vrea să vadă dacă sunt bune și să le cumpere, dar după ce gustă din ele și se satură, zice, o, sunt scumpe și pleacă fără să plătească, bineînțeles că sunt scumpe. Omul acesta, ca să nu trebuiască să plătească pe alții, își cârpește singur hainele, își repară singur papucii, trăiește într-o casă care este întunecoasă, prăpoasă, vai de ea, și zgârcinia lui este așa de cruntă încât decide să taie coada pisicii, pentru că până intră pisica în casă se pierde din căldură, așa că joc coada pisicii să nu pierdem căldură. Situația tragică prin care trece este de fapt încununată la finalul vieții lui Dudose, care descoperă că este dat să moară în frig, înfometat,
și mizerie. Și atunci ia unul dintre bănuții care iară îi dă de poate ca aceasta să meargă și să cumpere un mânt de lemne și o găină și apoi să vină acasă să facă un pic de foc, să facă o supă, măcar la final cu un bănuț să își bucure sufletul, exact cum zice aici Scriptura despre omul care ne este descris. Dar, după ce toate lucrurile sunt aduse și a început deja să fie mai cald în casă și a început să și clocotească supa, Tudor se realizează că aceasta este o poftă de copil. Așa că își cheamă nepoata și spune, ia cărbunii pe jumătate arci, ia și cenușa, ia fulgii care au rămas de la găină, ia bucățelele de carne, du-le înapoi de unde le-ai cumpărat, măcar jumătate din bani să-i recuperăm, că n-are nevoie de ele, e o poftă de copil. Și totul se termină în momentul morții, când într-un mod tragic se prăbușește din pat și când trage de stea cuvertura și tot ce era acolo, de fapt se răstoarnă și salteaua care este plină de galben. Și atunci nepoata lui care îl vede îngropat în galben, spune adevărul, săracul, ce bogat este. Dragii mei, este evidentă zgârcenia acestui Tudose, dar este o lecție pentru omul care trăiește doar pentru el, oprindu-și sufletul de la orice plăcere. Când noi trăim pentru noi și numai noi, tot ce pot să vă spun în această dimineață este că înseamnă că ne-am cunoscut dragostea lui Dumnezeu care ne schimbă. Dragostea care ne face să trăim pentru ceilalți, să-i binecuvântăm pentru ceilalți. Când trăim numai pentru noi, da, niciodată nu vom fi mulțumiți. Și când o să vă uiți la oglindă, și te uiți în fiecare zi, când te uiți în oglindă, nu o să facă ce vezi. Vei merge la muncă, dar nu-ți va aduce satisfacție. Relațiile cu oamenii vor fi frugale, vor fi dureroase, căsnicia îți va fi permanent sub asediul divorțului. Prietenile, îți va fi superficiale, îți vei teroriza copiii, în loc să-i lași să-și urmeze visele lor și pe care abilităților lor să se dezvolte în viață. Tu care trăiești pentru tine, o să vrei să le impui cum să trăiască. Și dacă vei fi și credincios, pentru că sunt de aceștia și printre noi, o să fie un credincios studios, un credincios care transpiră pentru Dumnezeu, dar un om care în legalismul greșit în care trăiește, n-are nicio bucurie a părtășiei cu Domnul, n-are parte de pace, n-are parte de liberare. Tot ce vede este datorie care îndeplinește să știe că a făcut partea lui Dumnezeu. Vreau în această dimineață să vă chem să luăm învățătura aceasta pentru inimă. Dacă trăiești numai pentru tine, faci un lucru rău. N-ar fi avuns familia Croze la 40 de ani de căsnicie, dacă fratele cea numai pentru dânsul sau sora numai pentru dânsa. Ar trebui să trăiască unul pentru celălalt. Gândește-te de mine și ia seama pentru Domnului. A doua imagine pe care o avem înainte este cea a omului care trăiește în comunitate. Învățătura este locul meu, locul tău este alături de ceilalți. Așa înțeles, fratele George, așa înțeles, sora Maria. Viața înainte, urmă de celălalt și de 40 de ani sunteți unul lângă celălalt. Și acum aș vrea să vă spun ceva. S-a făcut Facebook, a făcut o analiză. Cine a reușit să ajungă la cea mai lungă viață de căsnicie. Și îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar nu sunteți decât la jumătate. Pentru că a fost un cuplu, numele lor este Aerosmith, care au trăit 80 de ani împreună. Ei au fost unul lângă celălalt, locul lor a fost unul lângă celălalt, 80 de ani. Așa că Domnul să vă binecuvânteze cu încă de atât și harul lui să vă ajute să fiți unul lângă celălalt. Amin. Acum, frați și surori, dacă nu este viața de căsnicie unde nu suntem unul față de celălalt, aproape, sprijinindu-ne, ajutându-ne, nu este viața trăită când o trăim numai pentru noi. Viața trebuie trăită în contextul Dumnezeu ne-a pus între ceilalți. Cum? Scopul Duhului Sfânt este să ne convingă. Nu vrea să ne mai dea o învățătură, locul tău este lângă ceilalți. Vrea să spună, neapărat trebuie să fie acolo. Vedeți, în imaginea care avem în Scriptura, ar trebui să vedem călătorul în Orientul de odinioară, în vremea lui Solomon, omul care trebuie să ajungă de la o localitate la cealaltă. Și primul lucru este că e foarte important călătorul să aibă pe cineva alături de costă.
Dar al doilea lucru este când mergi pe cale, pe lângă că trebuie să plătești peste tot hrană, cazare și toate lucrurile, e bine, calea nu era o soția ca și acum foarte des circulată, de cele mai multe ori erau poteci, poteci care nu erau amenajate, treceau pe creste de munți sau de dealuri, poteci unde, pentru că era trafic și animalele sălbatice veneau, se săpau adesea gropi unde animalele sălbatice să cadă, și ideea Scripturii este călătorul, dacă merge singur, mai ales în timpul nopții, este în primejdie să se prăbușească de pe potecă sau să cadă într-o capcană. Așa că, spune Scriptura, mai bine doi decât unul, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Călătorii, pe de altă parte, câteodată trebuiau să nocteze departe de locuințele omenești, pentru că erau rare în localitățile. Și venea noaptea și în Orient noaptea este răcoroasă și tot ce aveau să se acopere era probabil aceeași manta pe care au purtat-o toată ziua pe ei. Dar în întunericul și în frigul nopții, o astfel de manta nu era suficientă, așa că spune Scriptura, mai bine doi decât unul. Dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul de altul, dar cum are să se încălzească dacă este singur? Pe aceeași podegă pe care mergeau, trebuiau să se confrunte și cu tâlhari. Oamenii care abia așteptau să ia tributul de la călători și de aceea Scriptura spune mai bine doi decât unul, pentru că dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotriva. Și Eclesiastul, care inspirat de Duhul Sfânt și spune, locul tău este lângă celălalt, încheie cu un proverb. Și proverbul este, funia împletită între ei nu se rupe ușor. E un proverb care are de-a face cu binecuvântările prieteniei și vreau să vă spun de ce este așa important în Scriptură. Pentru că ideea Domnului nu este că e o cifră magică doi. Cu cât sunt mai mulți, cu atât este mai bine. Așa că trei e mult mai bine ca doi. Patru e mult mai bine ca trei și putem să mergem în continuare. Mă vreau să vă spun că Domnul v-a pus într-o adunare, frați și surori, și locul vostru este lângă ceilalți. Așa că una dintre aplicațiile practice la care ar trebui să ne gândim cu toții este dacă perspectiva noastră asupra bisericii este biblică și dacă suntem lângă frați. Și bineînțeles, al doilea gând este dacă Domnul ne-a pus să fim lângă ceilalți, care sunt prieteni și în final, dacă Domnul Iisus Hristos ne este prietenul nostru, cel mai de-a toate, prietenul nostru cel mai bun. Și urmă încheie ultima imagine. Este vorba despre omul care, pentru care popularitatea este totul. Învățătura lui Dumnezeu este că nu există cauze mai nobile decât investirea în oameni. Vreau să vă fac atenți că ultima parte din pasaj este o parte cu anumite obscurități. Ca urmare, abordarea este extraordinar de dificilă, dar dacă face parte din un pasaj așa cum l-am citit, înseamnă că stă sub aceeași temă a individualismului. Iar ultima parte ne vorbește despre acel moment când spui, da, înțeleg, este lucru rău să fiu singur, așa că voi fi gata să fiu lângă ceilalți, dar ne confruntăm toți cu o ispită. Popularitatea, dacă sunt împreună cu ceilalți, atunci să fiu cineva între ceilalți. Și ultima parte din pasaj este un avertisment. Domnul nu te-a pus lângă ceilalți să fii somebody acolo, să fii cineva. Nu. Te-a pus acolo ca să ții influența ta și să investești în ceilalți. Să trăiești slujindu-L pe Dumnezeu, slujindu-L pe ceilalți. Sunt două aspecte pe care Solomon ne punctează și îmi răspund pe scurt. Întâi avem inima cine unui împărat, pentru care popularitatea în perspectiva lui bolnavă este să rămână în control chiar dacă nu mai este capabil de nimic. Nu vrea lucrări sfernici, nu vrea urmași, el vrea să fie numărul unu în împărăție chiar dacă nu mai e vrednic să conducă. Și de aceea spune textul Scripturii mai bine de un tânăr, mai bine de un care este din visoare decât împăratul acesta. Dar împăratul acesta și-a înțeles popularitatea prin a conduce și fiți foarte atenți. Pentru că de multe ori în adunare se distruge adunarea pentru că sunt oameni care, păstori, care ajung la vârsta bătrâneții, nu înțeleg că este timpul să iasă din lucrare, stau acolo și se face praf în hatea. Îți faci praf familie atunci când înțelegi acest gând,
individualist, că trebuie să conduci. Și ca urmare, copilul tău de 20 de ani, tu te tratezi ca și când ar fi, atunci o să-i schimbi pampersul și să-i dai lăptic și când îl tratezi așa, fii sigur că ți-ai distrus relația cu el. Aceeași dorință de a conduce stavă prăpăt între soț și soție, pentru că în loc să se țină de responsabilitățile date de Domnul și soțul să fie acolo mesagerul lui Dumnezeu, soția să fie supusă soțului, când soția încearcă să conducă soțul să-și apere conducerea, de dezastru! E dezastru! Iar cea de două imagine este mai tânăr, pare mai bună imagine, care ajunge în prag. Fără număr este puținia care îl conjoară, o popularitate fără precedent, pentru că uitați-vă în Scriptură, zice că tot ce e cu suflare pe cuvântul acesta îl urmează. Dar popularitatea tânărului fie doar o singură zi, pentru că e inevitabil. Tânărul va face creșterile împăratului bătrân și, pe de altă parte, va uita repede de cei care au urcat pe tron și cei care l-au urcat pe tron vor fi deja familiarizați cu el și o să-l cuinte repede. Ideea Scripturii este că popularitatea este trecătoare. Uităm repede de ceilalți. Uitarea este dușmanul relațiilor și ca urmare, când ne zbatem să fim lângă ceilalți, dar noi să fim cineva, suntem condamnați. Suntem condamnați. Așa că încheie această dimineață, doar citindu-vă câteva versete din 1 Corinteni. Frați și surori, Scriptura spune că dacă ești egoist și individualist, este rău. Îți spune că locul tău este lângă ceilalți, așa că analizează-ți bine dacă perspectiva ta asupra bisericii este una biblică. Dar pe de altă parte, dacă ești lângă ceilalți, fii atent că scopul este să te investești în ei. Nu ești acolo ca să fii cineva. Și uite cum închei. Noi toți. În adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rom, fie slobos. Și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh, astfel. Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare și un singur trup. Ochiul nu poate zice, mâinii n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice, picioarelor n-am trebuință de voi, ba mai mult mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă potoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multe cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare parte mădularele lui, așa că haideți să abandonăm egoismul individualismului. Amin.